La mulți ani și bine ați revenit pe canalul Mărturisirea Ortodoxă, vă spune Mihai Silviu Chiril, la început din anul 2022, într-un filmuleț în care aș vrea să vorbesc despre noua preocupare a așa zisului președinte al României, Claus Iohannis, pentru schimbările climaterice și despre ce vor însemna aceste schimbări climaterice pentru viața noastră în anii ce vor veni. Uh, Poate ați văzut pe știri, pe, pe fluxurile de știri și pe Facebook, unde se rulează toate știrile din mass media oficială și masonică. Claus Iohannis are o nouă jucărie: schimbările climaterice. Claus Iohannis a început să facă conferințe despre schimbările climaterice. Claus Iohannis a început să vorbească despre necesitatea studierilor, studierii schimbărilor climaterice în școală. Claus Iohannis a început să vorbească despre faptul că uh, gest, uh, legea aceea care permite împușcarea urșilor agresivi nu este uh, în regulă pentru că, nu e așa, urșii agresivi care atacă satele și ucid oameni, fac parte din schimbările climaterice. Claus Iohannis este cel care a negociat la Bruxelles, acel cel PNR sau PNRR, nu știu, cred că PNRR Planul Național de Reziliere și Reconstrucție, prostioarea aceea din care România a primit un bacșiș de câteva miliarde de euro, în schimbul a miliardelor pe care dă înapoi la bugetul național, internațional al Uniunii Europene. Și în, la, la PNRR-ul ăla, Claus Iohannis s-a asumat că poporul român va înceta încălzirea cu lemne în următorii ani. Adică din 2023 oamenii vor renunța la încălzirea cu lemne în toată țara. Ceea ce din punctul meu de vedere este un genocid. Am, am vorbit și despre și despre acest lucru într-un filmuleț mai înainte. Haideți să o luăm așa puțin sistematic. Ce sunt schimbările climaterice? Schimbările climaterice din punctul meu de vedere nu sunt nimic. Schimbările climaterice sunt o teorie științifică mă rog, sunt o teorie din punctul meu de vedere pseudo-științifică, în conformitate cu care activitatea omului în mediul înconjurător provoacă tragedii incomensurabile care vor duce la dispariția vieții pe pământ. Ca să o spunem așa într-o scurtă idee, da? una dintre principalele teze ale schimbărilor climatice, ale așa zisei teoria schimbărilor climaterice, este aceea că emisiile de dioxid de carbon provoacă încălzire globală care provoacă moartea pe pământ. Da? În acest sens există nenumărate dovezi științifice care începând de la ora de biologie și chimie din clasele A5-A6 din care rezultă că emisiile de dioxid de carbon de fapt ajută la înverzirea planetei, deoarece plantele și regnul vegetal consumă dioxid de carbon, așa cum noi consumăm oxigen. Și între noi și uh, plantele și regnul vegetal, natura, există o simbioză perfectă, deoarece regnul animal, adică noi și animalele exhalăm uh, dioxid, dioxid de carbon și inhalăm oxigen, pe când ei fac exact invers, uh, inspiră dioxid de carbon și eliberează oxigenul pe care îl eliberăm noi, pe care îl uh, consumăm noi. Um, Există dovești științifice în lumea anglosaxonă, unde am mai aruncat și eu o, 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 o privire și am mai ascultat și eu puțin cu atenție. Există dovești științifice în lumea anglosaxonă că odată cu Revoluția Industrială, contrar teoriilor pe care le învățăm noi la școală, s-a produs o creștere exponențială a înverzirii planetei, pentru că... Uh, Producându-se dioxid de, de carbon, s a produs automat și au, au început să apară mai multe plante care au produs mai mult oxigen. Sigur, acesta este, aceasta este situația dioxidului de, de carbon, nu a altor uh, elemente chimice care pot să fie într-adevăr poluante și care pot să fie într-adevăr. Uh, uh, care pot să distrugă și regnul animal și regnul vegetal. Dar, marea miză și marea bătălie a celor de genul lui Klaus Johannes sau Greta Stamberger din Suedia este reducerea emisiilor de oxid de carbon, ceea ce, din punctul de vedere al oricărui om care a făcut clasa A6-a, și care știe câte ceva despre plante și despre animale, este o aberație și o monstruozitate și o crimă împotriva umanității, deoarece uh, distrugând emisiile de dioxid de carbon, practic condamn la moarte uh, lumea vegetală și dacă condamn la moarte lumea vegetală, condamn la moarte și practic și ființele umane, pentru că fără vegetații, la un moment dat vor muri și oameni. Aceasta este în esență problema, să zicem așa, științifică a încălzirii globale. Da, deci. Uh, Globaliștii spun că dioxidul de carbon provoacă, provoacă Efectul de seră Care la rândul său Provoacă încălzirea globală da? Am explicat că am explicat Eu explicându-i pe alții Mult mai inteligenți și mai preocupați decât mine În acest domeniu că dioxidul de carbon nu are cum să provoace efect de Doar deoarece dioxidul de carbon se resoarbe, se absoarbe de către plante și de către vegetație care îl transformă prin fotosinteză, prin proceder, procederiilor lor de metabolism, îl transformă în oxigenul pe care îl consumăm noi. Alte emisii cum ar fi cele produse de bombe, cum ar fi cele produse de toate industriile astea super, super consumatoare de, de elemente chimice, ar putea să provoace dezastre locale, la nivel local, dar ideea că se provoacă o încălzire globală la nivel planetar este, din punctul meu de vedere, repet, ascultându-i pe cei unii mult mai inteligenți și mai dotați decât mine, din punctul acesta de vedere, o charlatanie. Că este o șarlatenie ne arată și faptul că până mai de curând, până acum 2-3 ani, un an, 2-3, se vorbea despre încălzirea globală. Da? Toată lumea vorbea încălzirea globală, efectul de seră, încălzirea globală. Bun. Când s-a observat că, de fapt, și de drept, încălzirea globală este, de fapt, o mică glaciațiune, pentru că, în loc să se încălzească planeta, de fapt, se răcește. Um, s-a trecut la expresia foarte neutră, schimbări climaterice. Schimbări climaterice pot să fie și într-un sens și în altul, adică nu are nicio legătură una cu alta și că um, poți să și că e, dacă se face frig e schimbare climaterică, dacă se face cald este schimbare climaterică și așa mai departe. Da? Deci poate fi manipulat acest concept din toate punctele de vedere în așa fel încât să fie folosit de cei care au interesul să-l folosească. Ce caută Claus Iohannis în acest, în acest proiect? Da? Schimbările climatice sunt prevăzute de către cei care înțeleg despre ce este vorba. Agenda 2030, Agenda 2003, știu și eu, toate aceste documente internaționale, pactul acela de din Brazilia, nu mai știu, cred că la Agenda 2030, prevăd la un moment dat că prin aceste invocarea acestor schimbări climatice se va trece la impunerea unor restricții pe care să le aibă societatea noastră. Da? Aceste restricții, desigur, că vor viza, în primul rând, reducerea drepturilor noastre cetățenești și dacă v-am arătat, dacă ne gândim la simplu fapt că Iohannis s-a angajat că noi nu vom mai avea nu vom mai avea încălzire cu lemne din 2003, de, din 2023, gândiți-vă ce ar putea să urmeze. Ar putea să urmeze interzicerea funcționării mașinilor, interzicerea consumului de curent electric și raționalizarea consumului de curent, și multe altele care vor face viața noastră din ce în ce mai grea și mai imposibilă. În aceste condiții, și iată-l pe domnul Claus Iohannis, care nu are absolut niciun fel de pregătire în materie, care nu are nicio, nicio treabă să devină el campionul în România al uh, schimbărilor climatice, care nu are nicio treabă cu postul său să devină el să impună studierea acestor schimbări climatice în școală, că ne, ne pregătește pentru ceea ce va veni. Da? Pentru că în loc să-l suspende partidele politice au făcut un, un pact prin care l-au resuscitat re, um, politic iată că ne pregătim să, să avem acest, aceste, această introducere în epoca schimbărilor climaterice, da? care va fi o epocă în care se vor încerca din nou uh, întreruperi ale libertăților și drepturilor cetățenești. Adică se va încerca continuarea acestei lupte împotriva libertății și a drepturilor cetățenești ale populației. Trebuie să spunem, înainte de a pune întrebarea pentru care am făcut acest film, că din punct de vedere teologic, da, eu vorbesc aici din punct de vedere teologic, Schimbarea climatică, această bazaconie a faptului că noi uh, avem grijă de planetă și uh, prevenim o catastrofă planetară, este o erezie aberantă care izvorăște din Duhul Francmasonic uh, Ateu. Și care pierde din vedere faptul că Dumnezeu este cel care a creat lumea și pământul, și tot Dumnezeu este cel care are grijă de lumea și de pământul său. Deci, această erezie mizerabilă uh, vizează scoaterea lui Dumnezeu din creație și punerea creației în mâna masoneriei, care, vezi, Doamne, vezi, drăgălițe Doamne, prin intermediul științei de tip masonic și Ateu va salva planeta. Da, va salva planeta, ne va închide sobele, ne va închide uh, benzina, ne va închide motorina, ne va pune pe toți pe mașini, pe mașini electrice la construcția cărora se folosesc o grămadă de ingrediente chimice, de elemente chimice și care, dacă le pui într-un fric de minus 30 de grade, rămân instant, fără niciun fel de curent. Și în felul acesta zice masoneria că ne va salva pe noi în locul lui Dumnezeu care are grijă de planeta noastră. Aceeași ideologie de timp masonic se este folosită și acolo când se spune că planeta este suprapopulată. Da, scopul unei asemenea ideologii satanice este acela de a spune că planeta este suprapopulată și trebuie depopulată pentru ca să poată suporta numărul de oameni, se poate suporta Planeta să-i poată suporta pe toți. Deci, această, această ideologie care frizează delirul și demența și crimele împotriva umanității, promovată de Clubul de la Roma și de diverse reprezentanțe Clubul de la Roma în diverse țări, avem și noi reprezentanții noștri din țara noastră, aviz celor care luptă pentru libertate, dar pe partea cealaltă susțin pe un exponent al Clubului de la Roma. Deci, Clubul de la Roma vizează sau propune. Um, ideologia masonică a depopulării, pe care o trăim în zilele noastre, a depopulării planetei pentru a putea să, pentru a putea să supraviețuiască cei care vor rămâne. Da? Care sunt criteriile după care sunt aleși cei care trebuie depopulați? Nu le știm, dar asta este ideologia. Bun. La acestea răspundem că Dumnezeu are grijă de planetă și că Dumnezeu a binecuvântat planeta spunând creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și să-și stăpâniți. Deci dacă El a spus acest lucru, este clar că Dumnezeu a vrut ca lumea să se înmulțească atât cât vrea El. Dacă ne gândim că fiecare om care se naște este, se naște cu binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci orice creștin sănătos la cap nu poate să fie păcălit de o asemenea ideologie dementă care să spună că planeta se, se, scufundă pentru că suntem prea mulți pe planetă. Și atunci, problema se, pune, uh, problema se pune, că atât de multă educație fals uh, ecologistă s-a făcut în școli și în societate, în așa fel încât oamenii au fost, oamenilor li s-a creat o sensibilitate falsă. Vai de mine, planeta se scufundă, vai de mine, iată, s-au schimbat la timpurile, da, vedeți tot felul de oameni care scot capul dimineața din tembelizor și spun, s-a schimbat anotimpurile, oh, s-a schimbat anotimpurile, nu mai sunt anotimpurile, da? Nu s-a schimbat niciun anotimp. Veniți la neamț și vedeți acum, astăzi, minus 30 de grade, se vedeți cum arată minus 30 de grade în luna ianuarie, da? Gerul Bobotezi. Veniți să-l vedeți. Ca să înțelegeți cum s-a schimbat niciun anotimp. Ceea ce s-a schimbat, s-a schimbat percepția despre anotimpuri pentru că așa a fost creată de către tembeliziune, și pe pe alocuri de către acele sisteme harp, acele sisteme tehnice prin care tehnologia dă impresia că s-a schimbat în că s-a produs o, o, o schimbare dramatică de 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 climă când de fapt și de drept nu s-a schimbat nimic, dacă iei toate avioanele de pe cer care produc chemtrailizare, și dacă iei toate sistemele HARP care produc furtuni și nu știu ce taifunuri, și le lași o lună de zile libere, o să vezi că vremea-și revine cu toate consumul de dioxid de carbon, cu toate emisiile de dioxid de carbon care nu au nicio legătură cu schimbările climatice. Asta este opinia mea. Nu știu dacă YouTube este de acord cu ea și dacă o să poată să reziste pe YouTube, dar asta este părerea mea. Și cei care vedeți această părere acum, cât încă nu s-au elaborat liniile directoare ale, critici, ale cenzurii pe tema asta, ar fi bine să le băgați la cap acum, înainte de a începe să fie puse în practică. Deci nu s-a schimbat nimic, dar din păcate sunt atât de mulți oameni cărora dacă le arăți o chestie și spui voi să salvăm planeta, vor sări, -o, să salvăm planeta, să salvăm planeta, da. De ce? Pentru că au o educație precară, chiar dacă sunt savanți, chiar dacă sunt profesori universitari, chiar dacă sunt doctori, chiar dacă sunt doctori în științe, medici, preoți, juriști, judecători de la Curtea Constituțională, ce vreți dumneavoastră, au fost îndoctrinați pe această temă și niciodată nu și-au folosit gândirea critică pentru a vedea dacă e adevărat sau nu. Da? Și dacă spui omului să închidem toate emisiile de carbon ca să salvăm planeta, spun da, 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 mâine, am imediat, de acord, imediat. Că după aia o să constate că dispare vegetația, spun, vegetația a dispărut, nu știu, din alte motive, au venit extrateresti, au venit tăia de la firmele lui Johannes din Austria și le-au tăiat tot, da? Deci, oamenii sunt educați precar, școala a devenit un instrument de manipulare, în loc să fie o academie, în loc să fie un loc în care să crească inteligența, în care să se cultive gândirea, se cultivă îndoctrinarea și, din acest motiv, Um, oamenii vor aplauda. Cred că atunci când vor veni schimbările climatice ca doctrină în lume, din păcate vor aplauda foarte mulți pentru că nu știu, pentru că nu habar nu au pe ce lume trăiesc. Deși, repet, sunt foarte mulți, foarte educați în alte domenii, dar nu în acesta. Și pentru că nu-și pun probleme, vor aplauda și va fi foarte greu să lupți împotriva părerilor lor greșite care le-au fost inculcate în școală. Da? Deci. S-a făcut confuzia între protecția mediului, protecția mediului care este o știință a protejării mediului, în care mediul înconjurător este protejat de adevărata poluare produsă de alte elemente chimice decât emisiile de dioxid de carbon, și, sau, de, sau de poluarea produsă de către intervenția aberantă a omului, care poate provoca cataclisme locale, nu planetare. Și această ecologie care, pe lângă faptul că este o manipulare și o minciună, este și o ideologie religioasă a mișcării i, 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 religioase New Age, care are în centru idolar, a, a, închinarea idolească la zeița pământ. Da, deci s-a mers pe această cuplare și generații de, după generații după generații, uitați-vă în școlile dumneavoastră, vedeți, ecologia, să ne închinăm la copărcei, să facem ecologia, green world, green world, da, toate acestea vor fi folosite pentru a promova ceea ce promovează Nenea Claus Iohannis. Schimbările climaterice, ca motivație a lui Iohannis, pentru a păstra starea de alertă la nesfârșit și pentru a ne păstra într-o stare de lipsă de libertate până când va hotărâ. Până când va vrea el, până când vor vrea cei care se vor sătura și ei din de, de alertă. Până că, sau până când va vrea poporul, dar poporul nu vrea, poporul nu știe pe ce lume trăiește și atunci vom merge până când va vrea el. Și acum încheie această filmuleț care iarăși a ieșit mai lung decât trebuie. Cu întrebarea pentru Iohannis, domnule președinte, încă președinte al României, Claus Iohannis, ați devenit apostolul lui Claus Schwab în România, și promotorul lui Klaus Schwab în România și al ideilor lui Klaus Schwab despre schimbările climatice. Bom! Cum se înscrie în aceste schimbări climaterice, ideologia? Cum se scrie în această ideologie a schimbărilor climaterice? Um, problema că Țara noastră este non-stop ca și celelalte țări de altfel de către avioanele care chemtrailizează în demență uh, teritoriul național. Și care, chiar dacă ar fi să fie adevărat ce spune, ce spune doctrina oficială, că ele nu, nu aduc elemente chimice, că nu se aruncă de acolo metale grele și alte chestii de genul ăsta. Bun, zice că nu se aruncă nimic și că iese doar apă, da? Uh, simpla trecere a acestor avioane non-stop pe cer este o sursă de poluare. Da? Cum, se, cum se încadrează chemtrilizarea pe care dumneavoastră o tolerați în, în România? Pentru că sunteți președintele româniști, și comandantul forțelor armate și aveți obligația să, să, nu o tolerați. Cum se, cum se încadrează această chemtrilizare violentă în proiectul schimbărilor climatice? Care este rolul în noua dumneavoastră doctrină a combaterii chemtrailizării? Sau chemtrailizarea este naturală în, în noua dumneavoastră doctrină? pentru că întreb pentru că Bill Gates de exemplu consideră că combaterea schimbărilor climatice se poate face prin geoinginerie, adică prin chemtrilizare, prin interpunerea între, între soare și pământ a unei a unei foițe, a unei plăci, a unui ecran din substanțe chimice împrăștiate prin intermediul avioanelor. O idee absolut dementă prin care, dacă se realizează, s-ar putea să ne trezim cu toții într-o zi, într-o epocă de gheață, sau și mai rău, să murim cu toții, da? Dumneavoastră, care sunteți nou apostol al uh, luptei împotriva schimbărilor climatice, cum vedeți această problemă a domnul președinte? Și dacă tot ne gândim așa juridic la ea, ce părere aveți? Este sau nu este faptă de crimă împotriva umanității chemtralizarea? Genocid? Există o bază legală pentru care avioanele acelea se meargă de dimineață până seara să răspândească substanțele pe care le răspândesc în spațiu atmosferic sau nu? Există vreo bază legală pentru care dumneavoastră ca comandant, în calitate de comandant al forțelor armate să le permiteți acestor avioane să treacă nestingerite pe cer de dimineață până seara sau nu? Vă să ne spuneți și nouă cum se încadrează chemtrailizarea violentă cu celelalte măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. Vă invit să fiți atenți la aceste lucruri pentru că vor deveni realitate în foarte scurt timp. Klaus Johannes nu bate câmpii. Klaus Johannes pune în aplicare un proiect uh, internațional. Și dacă acel proiect internațional se va realiza, va fi foarte greu. Urmăriți mesaje video pe Rumble, urmăriți pe ODC filmele, tot pe mesaje video, citiți mărturisirea ortodoxe și ascultați pe toți cei care din lume pun aceste probleme pentru că merită să ascultați și alte puncte de vedere decât cel al presei uh, oficiale care minte de dimineață până seara. La revedere!